Astăzi o să pregătim o rețetă de pui crispy la cuptor cu cartofi dulci asezonați cu rozmarin. Rețeta este destul de simplă, nu avem foarte mult de gătit la ea, să zic așa. Ingredientele sunt 400 de grame de mușchiuleți de piept de pui, care l-am făcut deja cu sare, piper și usturoi granulat, usturoi praf. L-am asezonat de aseară și l-am lăsat așa la frigider. 2 ouă întregi pe care urmează să le bat. Aici avem 50 de grame de fulgi de ovăz și 40 de grame de susan. O să fie compoziția finală. Mai avem nevoie de un iaurt grecesc de preferință, 125 de grame și puțin spray de cocos. Atât. O să începem în felul următor. Peste iaurt o să adaug cele 2 ouă care o să le bat puțin. Am amestecat ouăle cu iaurtul. Să le amestecăm bine, bine, bine. Prin această pastă obținută o să dăm pieptul de pui. Acum că am obținut o pastă suficient de consistentă, urmează să punem fiecare fișcă de pui. Dăm prin iaurt ou, o scoatem, o băgăm prin susan și fulgi de ovăz. Cam așa arată puiul făcut în iaurt cu ou și ovăz. Am terminat de așezat pe tavă, urmează să așezăm și cartofii. Avem 300 de grame de cartofi dulci. Depinde pentru câte persoane o să faceți. Îi așezăm puțin. Peste care o să turnăm puțin ulei de cocos spray, doar peste cartofi. Sare, piper, dacă mai aveți nevoie, pentru mine e suficient. O să luăm tava, o să băgăm la cuptor. La 200 de grade, aproximativ 20-30 de minute, depinde cât de prăjiți vă plac cartofii și puiul. Mie îmi plac extra prăjiți, așa că o să-i las puțin mai mult. Dacă v-a plăcut această rețetă și doriți să vedeți și alte idei de rețete sănătoase, puteți să ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, Team Team Nutrition and Fitness. Pe lângă aceste idei de rețete, o să mai găsiți și alte videoclipuri interesante cu noi. Puteți să ne susțineți cu un like, cu un share, subscribe și un comment de subtul videoului. Nu uitați să apăsați și clopoțelul pentru a primi notificări.